Domnul Cârnaț? Sau numai nu facem dialog, atunci... Domnul Cârnaț, vă rog, dar foarte repejor. Domnul Cârnaț, vă rog, ați spus cartela, ați introdus cartela. Stimați tehnicieni, domnul Cârnaț, da, este, da, mulțumesc. Domnul Terzin, eu sunteți doctor în drept constituțional. Asumă teza recent. Cunoașteți, pe teritoriul Republicii Moldova există numai trei elemente care formează statul. Unul din elemente este poporul. Pe teritoriul Republicii Moldova nu poate fi poporul găgăuz, nici într-un caz. Dumneavoastră utilizați termenul de popor al găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova. Este o declarație neconstituțională care duce la separatism. La fel, ideea cu 5 deputați în Parlamentul Republicii Moldova duce la tentativa de discriminare a altor minorități etnice ce trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Mersi. Stimați